Doamnelor și domnilor, începe acum comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, că bine, -a am bine oare găsit! regăsit. Ne-am asortat, dar nu astăzi este ziua cea mai neagră zi din an. Nu, cred că a fost... Luni a fost. Luna asta, nu? Da, Care a trecut. Da, 18. Da, nu știu, e făcut un calcul, că e, e o -o cea mai a, deprimantă. Nu știu a câta luni din an e. Eu cred că și aici e personalizat, e fix ca la ca Black tratamentul Friday. pentru COVID. Pentru că nu același tratament se dă pentru toată lumea, se dă un tratament personalizat. Așa și aici, cu cea mai depresivă zi, nu cred că, adică cu siguranță nu este pentru toată lumea o singură zi. Fiecare cu ziua lui de depresie sau cu zilele lui de depresie. Că vinerea e cea mai ghinionistă zi din săptămână, și alte Vineri Așa, exemple. Dar oamenii și au exemple, își aleg modele, se inspiră de la alte persoane, inclusiv când își fac vaccinul. Asta au constatat colegii mei când au fost astăzi la centrul de vaccinare, conform programării. Unii dintre ei au fost motivați de cercetători, dintre cei care erau prezenți la vaccinare în acel interval. Alții au fost convinși de colegi de serviciu. Alții uh, au fost uh, și a fost cazul unui domn în vârstă, peste 70 de ani, care a spus că s-a hotărât după ce l-a văzut pe președintele țării. Și așa mai departe. Oamenii și aleg modele. Dar nimeni n-a zis că s-a vaccinat pentru că a văzut o pe doamna doctor Maler, nu? Sau pe domnul doctor Marinescu. A spus a răspuns cineva, Iar? o persoană, o doamnă. N-am introdus în material chiar toate mm -hmm. răspunsurile la această întrebare. O doamnă a spus că da, după campania de la televizor. Da, mai sunt rare cazuri, pentru că această campanie e moartea pasiunii. Deci, efectiv, e moartea pasiunii. În Germania dar, am văzut spoturi mult mai bun, da, interesant realizate, dar. nemții sunt inventivi. Da, dar uite, vezi eficiența. Dincolo de ceea ce se spune că un popor rece s-au schimbat lucrurile foarte mult eu am constatat uh, cu surprindere oarecum că uh, Germania are o școală de film foarte bună, deci sunt foarte tari la filme, foarte tari. După aia uh, fotbalul din Germania s-a schimbat foarte mult bine, asta și datorită faptului că s-a făcut o infuzie de capital străin, adică sunt mulți jucători din străinătate, nu sunt doar nemți. Și asta ce îmi spui, ei au și șor cu glume bune, nu toate, evident. Sunt inventivi. Știi? Și noi suntem inventivi. Nu neapărat eficient. Nu, că, dar și noi Germania suntem foarte inventivi. În da. restricții și mai mari. Se în introduc multe restricții. Și la noi sunt foarte mulți inventivi și oameni cu simțul al umorului și oameni uh, care știu să transmită mesaje, dar nu știu unde sunt. Pentru că acum, în campania nu asta... Nu cei care fac programe de reviolă uh, la televiziunea publică, nu? Toni Greco... Unii înainte, dintre ei, da. E și foarte bine programul. Dar în loc să apeleze la niște profesioniști în comunicare, și la noi sunt companii puternice de comunicare, sunt companii care fac niște spoturi foarte inteligente, spoturi comerciale, și puteau să apeleze la ei. Însă eu vin și spun din nou că nu s-a dorit o campanie mai eficientă, pentru că, uite, -te, că nu sunt doze. Și deja de ce am mai multe doze da, de asa. până acum. Hai, Cătălina, dacă în județul Suceava s-au vaccinat 5.000 ceva de oameni de la începutul campaniei pe 27 septembrie, în se face luna, Decembrie. da? Decembrie. Decembrie, în se face luna și vor fi 7.000, să zicem, sau 8.000. Și din cei, din oamenii ăștia, sunt unii care au făcut al doilea vaccin. Deci dacă... Așa, cred că vor fi 5-6 mii de oameni da, soare, care au făcut nu un sunt singur vaccin. Centrele de vaccinare. Păi, dar eu asta spun. De asta e aglomerație la spital. Nu, de asta eu, eu, trebuie asta, să eu asta explic. Să aștepte. Asta explic. Că nu s-a dorit o campanie eficientă, așa cum am intuit de mult și am spus, intenționat, pentru că dacă ar fi venit și mai multă lume, nu ar fi avut cu ce să fie vaccinat. Referitor la modele. De pildă, Irina Badrajan, când am făcut interviu cu ea, medicul de familie, care e și secretară general al Colegiului Medicilor Suceava, spunea bine, ea e o provaccinistă convinsă. Știi, de mult, cum a făcut campanie pentru vaccin, când a fost contra, controversa cu vaccinul ăla, cu, pentru col... Cancerul de col, da. Pentru cancerul de col. Deci e, e convinsă cu, cu vaccinarea. Însă, a spus că un element important pentru dumneai ei a fost faptul că Israelul vaccinează într-un ritm susținut. Deci un model. Un model, da, Pe păi despre modele vorbim. Și Israelul, care are, un stat, e un stat foarte puternic, cu un serviciu de informații foarte puternic și logic nu, adică Israelul... Nu când, este un popor care vrea să-și sacrifice oamenii, bine, cum ar putea spune conspiraționiștii. Din potrivă, e un stat care își protejează oamenii. Și a spus, dacă Israelul face așa, înseamnă că este în regulă. Uh, Unda, Israeliene... ce spun Norvegia? Ce e cu Norvegia? Ce a găsit Norvegia? A, găsit atât, a, a stopat vaccinarea? O nu știu, acolo spun, era vorba despre un lot de vaccinare, în fine. Dar la câte milioane de vaccinuri s-au făcut, câte s-au găsit în Norvegia? 10 sau 11, nu știu. Dar hai să luăm Israelul, unde se vaccinează atât de multă lume. Hai să luăm Statele Unite, unde numărul de vaccinație e mult mai mare. Bine, și populația este foarte mare. Sunt rare cazurile cu efecte adverse. Și înțeleg că era vorba despre un lot de la Moderna, care fac acum anchetă să vadă. Deci ăsta e un model cu Israelul. După aceea, doamna Badarjan spunea, doamne, ar trebui de persoane care să care au o priză la un anumit public. Și Florin Salam, de pildă, spunea ar trebui să fie cooptat în campania de comunicare pentru că și Florin Salam oh. are publicul lui, nu? Oh. Sunt atâți oameni. Hai să fi surprins. Simona Halep sau așa și dădea de exemplu doamna doctor. Nu știu ce la ce campanie făcea referire, nu cunosc campania asta, n-am văzut-o. În Franța. Spuneam, doamne, că s-a făcut campanie, nu mai știu la ce, și că au fost cooptați artiști sportivi, de exemplu Zinedine Zidane, care fost capitan al Franței, care, câștigător de cupa mondială, care este antrenorul lui Real Madrid. Adică oameni care au cariere, care au cariere, e inclusiv influențări, care, sunt, care vând pastă de dinți și cremă de ochi. Niște fete care fac asta. Deci, și fiecare, și, sau mai spus tu, din familie sau din discuțiile cu, cu prietenii, știi? Și numărul celor care... Eu mă uitam așa, oarecum, sceptic la doctorul Hâncu când îmi spunea că o să vină ziua în care va fi un val de cereri. Văd că încetul, încetul vine valul. Și de ce? Valul ăsta... Știi de ce? Mm. Pentru că tot mai des oamenii se pot loga uh, cu dificultate pe platformă și găsesc loc la centrele actuale de vaccinare, tot mai uh, rar. Uh, sunt probleme cu, cu, logarea, pentru că sunt mulți oameni care caută să se înregistreze pe platforma uh, programare.rovaccinare uh, vaccina, uh, a guvernului și nu mai sunt uh, locuri la actualele centre, mm -hmm. pentru că nu s-au deschis celelalte. Și acum oamenii zic, hey, n-am vrut. Uite, când era liber, nu m-am programat. Acum nu mai am unde să mă programez. Da, poate este și Manica, asta. Panica, asta uh... Poate este și asta, te dar stimulează. trebuie observ în continuare. Cred că ar fi și dispuși să plătească un loc cred, programat. Da, sunt așa, dezamăci nici mă așteptam altceva, că nu sunt gata centre, tot o bălbuie, să vină de SP, o să facă cu medici de școală, de familie. Da, mi-a plăcut asta, că a dat Ministerul Sănătății, sau da, Sănătatea și cu Educația să facă prin școli să se ocupe cu vaccinarea în școli medicii de școală, medicii Care? În care vaccinare din școli? Că cu sunt, testările. Sunt 16 cu... ani, nu? Nu, pardon, cu testările astea, să vadă când începe școala. Păi, dar rețeaua de medicină școală e cam praf. Și acum a... e cooptată în campanie de vaccinare în centre. Da. Deci asta e cu, cu modelele fiecare se inspiră de la oameni în care au încredere. Acum mai e și partea aia un actor celebru de la noi, care spune cu, că îți bagă, nu știu, virus, uh -huh. cipuri. Am, a, chiar un actor celebrat. Da, e un model și acesta. E un model, da. Și chestiunea asta, știi, că dacă ești bun la fotbal, nu te pricepi și la vaccinul. Dacă ești bun să joci în senatorul melcilor, nu înseamnă că ești bun să fii doctor în, în viața reală. Deci sunt două fațete. Exemplul personal are două fațete. Da și atunci, cum o să fie convins acest actor celebru, de exemplu, dacă reușește Ministerul Culturii să modifice acea hotărâre de guvern să intre și persoanele lucrătorii culturali în faza a doua de vaccinare, cum o să fie el convins să-și facă vaccinul? Da, evident că nu toată lumea se va vaccina și nu poți să convingi pe toată lumea. Atunci, sunt unii care, care... De scenă, de exemplu. sunt uh... Păi nu, zice nicăieri că dacă nu se vaccinează, nu poate, nu poate urca pe scenă. Sunt unii este care textul, au niște. Zice ministrul că astfel ar putea facilita reluarea activităților culturale cu public. Da. Bun, ar facilita, dar nu înseamnă că toți actorii sunt obligați să se vaccineze. Dacă nu vrea, nu vrea. Acum, ce face Bogdan Gheorgheu este o solicitare îndreptățită, însă, în același timp, unde mai bași pe actorii acum? Nu mai e unde. Așa, după aceea ajungi ca personale no, așa intre în. Acum, știi, văzând ce se întâmplă, poate ar fi trebuit așa, asta în primă fază, personalul medical și persoanele în vârstă, și după aia să fie la liber, să meargă omul cu buletinul, să se înscrie acolo și să îi facă vaccin, să nu mai fie asta. Că uite, azi zice, zicea și ministrul educației Sorin Câmpianu, că 126.000 de, de angajați din, sănătate, din educație, educație care lucrează în linia întâi să fie și ei vaccinați. În linia întâi unde? față în fața copii, nu, în care dacă acum se revine la școală. Și așa fiecare este îndreptățit să spună. Și la ghișeu la bancă normal, e tot față în față. Și la ghișeu la permisie, e tot față în față. Și la și la magazin. Și la magazin, la farmacie și așa mai departe, toată lumea. Și cred că așa ar fi fost mult mai simplu dacă s-ar fi doriți să înceapă campania de vaccinare în masă mai repede. Acum trebuie să treacă faza a doua și urmează faza a treia. Nu știu când se termină aprilie. faza a doua. Dar dacă năvăleau oamenii la vaccin câtă frunză, câtă iarbă? năvăleau, năvăleau. Era încurajator să... Vezi, mai în Israel nu stau oamenii prin parcări, pe la mall să se vaccineze. Și, na, Stau la coadă, se vaccinează și... că sunt civilizați, nu? Da, nu se întâmplă nimic. Acum, aceea lui Bogdan Gărău, nu știu dacă va fi aprobată, cu toate că nu e foarte mult personal, adică ai, hai să luăm Suceava, ai teatru din Suceava, câți angajat, sunt acolo, ai muzeele, cam așa, în Ciprian ce prea că da, se mai e adună. Dar în restul localităților, ea la câmpulul moldovenesc, ai muzeul de artă al lemnului, câți vă angajați, biblioteca și punct. Vă atrag ai biblioteca și ce mai? Cam asta e. Adică... muzeu, da. Da. Și, în fine, Universitatea din Suceava uh, are zero toleranță pentru furtul intelectual. Au fost sancționați mai mulți studenți, peste 100, care au plagiat referate, iar această acțiune de plagiat face referire la a descărca de pe internet și a Copii da paste. în mână profesorului. Bun, dar numai 100. Pe atâția ai prins. <gânt> nu, că dacă își punea cineva capul, găsea mai mulți. Și sunt 100 de persoane sau 100 de cazuri. Asta n-am înțeles. Sunt 100 de studenți. 100 de studenți. Păi, studenții ăștia care au examen examene la mai multe materii. au și așa. Și dacă, Câte ei, lucrări, au, okay, dacă au dat copy-paste pentru un obiect, au dat copy-paste pentru alt. Dar e îmbucurător faptul că Universitatea Suceveană nu ține gunoi ascuns, supraești și că face public o asem publică o asemenea situație. Eu cred că sunt mai mulți care sunt cu copy-paste pentru că ăsta este un sport. El începe din clasele mici. Sunt copiii de clasa 5-a, -a, știu, din discuții cu profesore care au copy-paste. Da, așa. Păi pe internet sunt tot felul de referate, de Uite, asta lucrări Asta e partea negativă a internetului. Ele sunt acolo, o să poți să citești. Poți să te inspiri, a, mai schimbi și tu ceva. Un alt luminat, mai da. luminat poate decât tine. Nu, dar e o, un sport ăsta și devină este și sistemul educațional de la noi, pentru că din discuția cu prorectorul Mihai Dimian, vorbeam la un moment dat despre lucrul ăsta, că nu se face educație în școli, referitor la plagiat. Știi? să le se spună din clase mici ce înseamnă plagiatul, cum se face, cum nu se face și așa mai departe. Și dacă așa Pentru se învățați sunt... copiii de mici ei merg așa mai departe, cred că așa e bine. Sunt metode prin care poți să folosești paragrafe întregi din da, lucrarea altei se explice persoane? De... Dar din să pruncie sursa, să nu-ți asumi, să nu te creditezi pe tine cu ca fiind sursa acelei informații. Nu, dar știi ce este deranjant? Că îți dau copii peste, adică nici măcar nu fac niște sinteze, uh, da, așa Să rostogolești niște fraze, să le uh, duci de la mijloc mai în față, să le amesteci un pic, să mai schimbi niște cuvinte niște termeni, să dai un pic de originalitate lucrării tale. Nu, iau acolo și tu flesc, floșc, așa și aia e, mergi la școală și dacă nu vede proful, ai trecut. Și scopul studenților care până la urmă? Să treacă ani și să obțină diploma, nu mai Ei, contează. Scopul cu... este de terminat o facultate cu diplomă ca să te angajezi vânzător casier la Kaufland sau la Oșa. Ca în cel mai bun caz să te angajezi. Să te angajezi sau distribuitor la cineva, agent comercial, dacă îți dă mașină, telefon mobil și un salariu și mai poți să și furi pe acolo, vezi tu. Deci, de aia se face școală în ziua de azi. Nu se face. Rare sunt cazurile când se merge la școală pentru ca apoi să se profeseze în domeniul respectiv. Adică nu chiar are exagere. IT e o facultate. Medicină. Medicina e o facultate dreptul, e o facultate, că lucrezi la statul de drept după aia și nu ești prost să lucrezi, să agim comercial, te duci direct la statul de drept și te faci de sau procuror. Și Din Îți, dă, dă salariu mare și pe urmă... Ești la pensie de La plan. 42 de ani așa te scoți la pensie și te faci agent comercial dacă mai e chef. Da, îți îndeplinești vocația până la urmă. Până da. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor și domnilor, știrile continuă.